și bine v-am găsit. Iată, am observat un cules foarte intens de mană și nu știam din ce zonă provine această mană. Ia uitați un pic pe acest copac, ce colonie mare de afide sunt. Păcat că în partea superioară pur și simplu se vede cum pică de acolo de sus, să văd dacă pot să prind, cum cad stropi de mană de la aceste colonii de afide, cred că se numesc. Ceea ce este interesant este că și viespile și muștele și gărgărițe și tot felul de insecte. Ia uitați aici. Aici avem muște, aici avem o gărgăriță, iată aici altă gărgăriță, să se vă poate prind și o viespe din aia enormă. Da, uitați. Uitați ce vin și viespilii. Și toată lumea se hrănește de la aceste colonii de afide. Ce se dezvoltă natura în momentul în care există acest cerc de supraviețuire? Iată. Și viespea pur și simplu pică. Să nu ne înțepe că e periculoasă. Iată ce frumos. Ea culege și ea adună fiecare strop ce pică de la aceste insecte afide. Tot insecte sunt colonii de uitați. Este plin. Și chiar văzusem acest cules. E destul de intens. Norocul este că deja coronițele sunt formate din mierea bună, din miere bună de flori și ce am dat eu stimulări. Și astfel această miere de mană va fi pusă în partea de jos a ramei, unde va fi consumată până în noiembrie. Bine, atât vreau să vă prezint, numai bine până data viitoare.